Salutare tuturor și bine ne revedem la Play, emisiunea cu și despre muzica bună. Da, da, n-ați greșit, e Play pe weekend și weekendul e pe Play, căci de acum ne dăm întâlnire sâmbătă să facem ce știm noi mai bine, să punem toate sentimentele și poveștile personale și în vorbe și pe muzică. Azi marcăm Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace și atunci când combinăm sportul cu muzica, magia se întâmplă. Rezultatul e o sinergie incredibilă, cu ajutorul muzicii și performanța crește. Avem mișcările la noi, avem muzica la noi, sunt Anca Medeleanu, invitația mea este Let's Play! Astăzi la Play vorbim despre Pharrell Williams, un artist polivalent, producător, compozitor și interpret. Este recunoscut ca una dintre cele mai influente figuri din hip-hop, R&B și pop. La playlist, Vlad Nedelcu, făurar de chitară, ne împărtășește playlistul său. Or urcat pe ape și încă într-o zi, gândurile toate n-or mai fi. Povestim și despre concert de percuție, turneul extraordinar în care zeci de tineri își demonstrează talentul de a cânta la instrumente precum timpanul, toba, tamburina, vibrafonul, marimba și xilofonul. Kravitz vine în România în acest an. Echipa celui mai mare festival de muzică din Cluj a postat o serie de teasere pe rețelele de socializare care par toate să ducă spre acest artist. Fanii au reacționat la postarea imediat, recunoscând că e vorba despre Lenny Kravitz, care tocmai ne-a oferit un single nou, Human. Muzicianul va lansa pe 24 mai 2024 un album nou, Blue Electric Light. Lenny pregătește și un turneu care îl va duce în toată Europa. Se numește Blue Electric Light Tour și începe pe 23 iunie în Hamburg. Include și opriri în Olanda, Belgia, Franța și Italia. Pe 6 august va fi în Bulgaria, iar pe 11 august în Austria. Deci, probabil pe 8, 9 sau 10 august va fi la Cluj. S-a născut pe 5 aprilie 1973 în America. De-a lungul carierei sale, artistul a activat într-o mulțime de domenii, precum producția muzicală, cântat, design vestimentar sau chiar lumea antreprenoriatului. În clasa a 7-a se împrietenește cu Chet Hugo, alături de care experimentează producția muzicală și formează The Neptunes. William a produs numeroase single-uri de succes pentru diversi artiști, printre care Jay-Z și Britney Spears. Se află în spatele unor cunoscute hituri, precum Get Lucky și Lose Yourself to Dance de la Daft Punk. Artistul a câștigat 11 premii Grammy și, potrivit unui studiu din 2003, aproape 20% din piesele de pe posturile britanice de radio erau produse de Pharrell Williams și Chet Hugo. A lansat albumul solo de debut In My Mind în 2006, iar în 2010 a lucrat împreună cu compozitorii Hans Zimmer și Jairo Pereira la coloana sonoră a filmului de animație Despicable Me. Pharrell Williams și-a asigurat rolul de trendsetter și influencer în lumea modei în 2008, când a creat împreună cu o celebră casă de modă o serie de accesorii și de bijuterii. În ultimii ani s-a concentrat pe viața familială, dar și pe influențarea și formarea generației viitoare de oameni creativi. La 51 de ani, Pharrell Williams este un artist apreciat și unul dintre cei mai influenți producători ai acestui secol. Pentru prima dată în istoria trupei, Alternosfera pornește într-un turneu acustic care va trece prin 8 orașe. Așteptați de toți fanii, povestea programului Unplugged a început în urmă cu 3 ani, când trupa a încercat o rearanjare a pieselor sale într-un format acustic. Tot experimentând cu diferite instrumente și structuri, Alternosfera a creat conceptul Theater Roll, corbul troian, unde piese din discografia trupei au fost reinterpretate și cântate alături de orchestră pe cele mai mari scene de teatru, iar acum vine în fața fanilor cu primul program acustic. Cu ocazia asta, trupa va ajunge în Iași pe 13 aprilie la Casa de Cultură a Studenților. Invitatul meu de astăzi a sosit la studii în Iași în anul 2008. A luat pulsul orașului și a pus bazele mai multor proiecte muzicale care se bucură și în prezent de aprecierea publicului local și național. Iar în 2017, furat de pasiunea pentru lutărie, și-a transformat apartamentul în care locuia pe vremea respectivă într-un atelier în care construiește și în prezent chitare electrice. Nu-i așa, Vlad? Apartament, nu mai construiești un apartament? Vlad,
Popescu. Te salut, Vlad. Salut, Anca. Și mă bucur tare mult că ai venit. Mersi de invitație. Cu chitara. Da, una din ele. Mă gândeam dacă să vin cu mai multe, dar nu era o idee bună. Construită de tine. Da. Ce frumos. Da. Era un scânduroi mare de paltin ăsta. Interesant că ai venit cu chitara, deși primul tău contact cu muzica a fost pianul, nu? Da, eram puștan. Cred că aveam vreo 7-8 ani. M-am dat anii la ceva cursuri de pian în Suceava. Cum ai început să cânti la chitară? Eram puștan și ne-am luat cu o gașcă prin liceu. Fiecare nu avea instrumente. Făcusem niște ore la Clubul Copiilor și ne-am legat acolo un grup. Două ori făcusem la Clubul Copiilor și, bineînțeles, că ascultam Metallica, AC/DC, muzică rock în general. Și ne-am închegat și am zis, băi, hai să ne luăm scule, ne cumpărăm o chitară, un bas, toboșarul nostru repetam la ei mei acasă și venea doar cu bețele și o chestie de-asta de practice, un practice pad. Uh-huh. Și cinelele, ficusul era cu toți de cinele. Era ficusul sărac cu tot, distrus. Lemn, uite așa se explică pasiunea da, și pentru, da. Pentru luterie. Da. Spune-mi, cum a început domeniul ăsta? Păi căutam, aveam ceva skill-uri de meșterii de acasă, probabil la taică moștenite. Și m-am mutat cu nevastă mea într-un apartament nou, acum vreo 10 ani. Și căutam mobilă din lemn masiv și era foarte, foarte scumpă. Și ceva scolea mea, mi-a făcut mobilă prin casă întâi. După aia am găsit niște lemn salvat și hai să fac o chitară. Și de la una am terminat-o pe aia, un prieten din Cluj a zis, băi, eu vreau să fac prima comandă la tine. Și m-am dus, am luat un stoc de lemn tot prin Vatra Dornic. Și mi-a făcut lui chitară și am mai făcut câteva și tot așa, am postat poze pe Instagram, pe Facebook, pe... Dar autodidact, n-ai învățat. Autodidact, da, trebuie să-i mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc lui Ben Crow. Ben Crow e un tip din UK care face treaba asta de vreo 20 de ani și de când a apărut YouTube-ul, el a fost acolo. Zona noastră există mulți instrumente în regiunea Moldovei? Prin Moldova mai sunt de instrumente clasice, din câte știu. Și peste Prut mai sunt, dar tot, instrumente clasice, cobze, am văzut recent pe cineva pe net. Chitare, cred că dacă mă știu pe la Huși sau pe la Vaslui, mai este un tip. Ne-a luat puțin. Cât durează să faci, de exemplu, o astfel de chitară? Ce fel de lemn folosești și ce e important? De ce ți-i cont atunci când faci o chitară? Foarte important e față de modelele de fabrică, mass-made. E foarte important să alegi lemnul, în primul rând. Uh-huh. Trebuie să fie drept, fără noduri, fibra cât mai dreaptă. Cât îți ia să faci o astfel de chitară? Vreo două luni, dar poți să lucrezi în paralel, că în general lipești niște chestii, debitezi, tai și îl mai lași un pic, să n-ai surprize, să mai încovoai, să mai... Da. Și mergi din mers. Și poți să lucrezi la vreo 3-4 proiecte în paralel. Uh-huh. Cine vine și când îți cere ajutorul? Cine apelează la tine? Ajutorul meu cer cam toți chitariștii din Iași, pentru că mai fac și reparații printre construcțiile mele, printre proiectele mele. Dar de obicei jumate din chitările făcute de mine stau pe pereți. Jumate scântate, cam asta. Sunt foarte mulți și foarte mulți colecționari. Prezentat la început ca făcând parte din mai multe formule muzicale. Aș vrea să-mi spui tu ce formule muzicale. Păi când am venit în Iași prin 2009-2010 am format proiectul ăsta cu aproape Unplugged, cu care am abordat ceva folk rock din zona cover-uri în general. Cu care activezi și în prezent, am văzut. Da, mai există și în prezent, în altă formulă s-a tot schimbat formula.
zona folk rock, haiduceală, Cargo, Phoenix, timpul, noi ceva folclor, că am pus o piesă acolo pe listă. Tudor Gheorghe, zona asta. Făcut într-o manieră mai rock. Așa. Așa. Și apoi s-a legat proiectul cu Wanted, un proiect de blues. E preferatul meu momentan. Hai să-ți ascultăm playlist-ul și începem cu piesa ta preferată. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Și ai ales așa, Blackbird, The Beatles. Da. De ce? Beatles-ul l-am descoperit destul de târziu. M-am îndrăgostit de Beatles destul de târziu. Dar e foarte simplu și transmite foarte mult. Transmite mai mult o stare, nu are un mesaj concret. Acum, interpretările sunt diverse. Toată lumea spune povești, vrea să spună Paul McCartney cu Blackbird. Dar se pretează foarte, foarte multe situații. Tot timpul când ascult piesa asta, sunt foarte chill. Și o și cânti? Da. Da? Și cred că o cânt la fiecare cântare, când solo cel puțin. Piesa pentru o cină romantică. Să avem Pat Metheny cu Are You Going With Me. Cum e Vlad romantic? Dacă mi-ar cânta ăsta la o cină romantică, nevastă mi-ar da divorț. Că aș sta în fața scenei. Deci așa... Da. De ce ales piesa asta? Tot așa, e mesajul. Mi-mi place foarte mult și muzica instrumentală și... Bine, ăsta e unul dintre mari muzicieni americani, premiat cu foarte, foarte multe Grammy-uri. Și... știi ce face. Și a ascultat cu soția ta piesa asta, că e vorba da. De cida romantică. Da, nu, nevastă mea e mai pe metale, pe de-astea. S-o plipsi la jumate. Da. Children of Bodom, da. Sabbath. Da, bun, bun. Dar ce gătești la o cină romantică? Gătești? Ce gătesc eu? Da, da. Acum, de o vreme, noodles fac vite. Piesa de dansat la două noaptea. Le fric, se chic. Le fric, da. Deci piesa asta, dacă o pun, mă duc noapte acasă pe cântare și o dau un play în mașină sau îmi pun căștile, dau din picior, ceva se întâmplă, mă mișc necontrolat. Ce înseamnă o petrecere bună pentru tine? Prieteni buni, mâncare bună, muzică bună. Se lasă tot timpul cu cântat la o petrecere bună? Din partea, nu, din la petrecere nu-mi place. Eu, nu? Mie cel puțin nu-mi place să cânt. Place să mă bucur. Piesa Plăcerea Vinovată, și aici m-a surprins foarte tare opțiunea ta. Hai să ascultăm. Veta Biri și Sus, 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 la munte sus. Da. Să știi că ești primul invitat dintre toți pe care i-am avut aici, care a avut o astfel de opțiune din folclor. Da, îmi place foarte mult folclorul, nu-mi place abordarea lui modernă, contemporană în zilele de azi. Dar, deci, nu știu, ați pus un pasaj cu voce, dar când intră orchestra la piesa asta, parcă intră un mare chitară electric cu un stack de ampuri și... linia aia de la început e ca un riff de chitară, practic. E foarte, foarte mișto. Bine, și am fost și în zona asta influențată de folclor, cu proiectul cu Aproape Unplugged și am fost atras mereu. Și încă mai am un plan să mai fac niște înregistrări, dar spre o zonă mai blues, cu piese de genul. Piesa ta preferată pe care ai compus-o în ultima perioadă, pe care aș vrea să ne cânti live. Facem. Stai, îngerurile se cheamă. Eu să umblăm mult pe munte noi în familie și în pandemie, în lockdown, nu prea am apucat să... Eram deja, intram în depresie.
lumea veche, pașii ți-au umblat. Unii stau de veche, alții au aflat. Bănuite urme ca de lupi și zmei, în cerul de deasupra galbene scântei. Nu mai e suflare până acolo sus, gândurile zgoale, vântul le-a răpus. Dor urcat pe ape și încă într-o zi, gândurile toate n-or mai fi. Înger uriaș, dă-ne tu o mână de curaj printre stânci și flori, în marea nesfârșită de culori, printre munți și zmei. Gândurile grele să le iei, înger uriaș, dacă vrei. Înger uriaș, dacă vrei. Peste 50 de percuționiști au susținut la Iași un concert în cadrul celui mai mare turneu național dedicat muzicii de percuție din România. Pe scenă s-au reunit membrii unor ansambluri de profil din Iași, Suceava, Piatra Neamț, Brașov, Bacău și București. Cum a fost? Vedem și noi! Tam, percuția are ceva al ei și doar al ei, te izbește și te conectează la priza loviturilor instrumentelor, la energia debordantă a interpreților și la oamenii din jurul nostru. Și astăzi stau de vorbă cu cei din ansamblu Juvenartis al Colegiului Național de Artă Octav Băncilă din Iași. Îți place percuția? Îmi place foarte mult. Ai vreun instrument preferat? Instrumentul meu preferat este marimba. Sunt la modă tobele? Asta e întrebarea. Da. Așa e pentru o fată să studieze percuție, pentru că multă vreme a fost un domeniu al băieților. Păi, e foarte, foarte frumos. Nu e neapărat o diferență. E foarte frumos. Asistăm la un proiect intitulat Concert de Percuție. Este un proiect început de Alex Vălescu, care este în prezent lector universitar la extensia din Piatra Neamță Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Și undeva prin 2019 a gândit el că ar fi bine să ne adunăm ansamblurile de percuție să facem un spectacol. Din două motive. Unul, să popularizăm aceste instrumente și doi, să arătăm lumii că percuția nu e doar tobe. Că asta știe toată lumea, percuția tobe. Nu, percuția are o miriadă de instrumente. De la melodice, marimbă, vibrafon, glocă și xilofon, până la timpane, conga și percuția africană, percuție corporală. De ce îți place percuția? Are un ceva care mă atrage. În ce clasă ești? A 8-a. Și de când studiezi? Din clasa 5-a. De când faci parte din ansamblu? De anul ăsta. Și cum e? Care e atmosfera? Te înțelegi cu colegii? Da. Zi drept! Cum e, domn profesor? Cel mai șmecher. În prezent, ansamblul are 7 membri. Sunt din clasele a 6-a până în clasa a 12-a. Îmi doresc să includ toți elevii mei. Anul acesta n-am reușit pe cei mici, dar îmi dau silința ca la anul să fac în așa fel încât să-i prind pe toți. Nici nu mi-aduc aminte cum am ales percuția, a fost ceva spontan, dar mă bucur că am ales-o și că am ajuns aici. Și este foarte interesant să fac asta, pentru că nu mă așteptam să-mi placă așa mult și să fim așa apreciați toți pentru că facem asta. Deci da, e ceva foarte frumos și... Să știți că elevii din acest ansamblu nu doar că studiază percuția, fac și performanță, adică merg la olimpiade și la diferite concursuri. Așa că spune-mi, cu ce te lauzi?
În clasa 10 și în clasa 11 am fost la Olimpiada Națională și am luat locul 2. De când studiezi percuția? Din clasa 5-a. Ce ai ales percuție? Pentru că foarte mulți oameni m-au îndrumat să fac chestia asta. Învățătoarea mea, mama, profesoara de cor, mai mulți oameni. Au fost foarte mult de muncă să ajungem aici. Deși nu sunt cele mai grele piese, dar sunt destul de grele. Percuția percepută în 2024, apropo de nu e doar tobe, cum văd elevii care vin și optează pentru o astfel de secție? În prima fază sunt surprinși. Toată lumea vrea la percuție, mamă, bat toba, gata, setul de tobe, și când intră în sală și primul văd marimba. Ce e asta? Ei, asta e instrumentul principal. Și timpani și celelalte, un ansamblu de multipercuție. Cum? La instrument ați mai multe tobe acolo. Nu, e multipercuție. Și tot așa, și avem o grămadă. La început se panichează, dar panica este înlocuită de entuziasm și acel entuziasm duce mai departe la o explozie de explorare, pentru că asta este percuția, explorare continuă. Ce faci? Pentru prima dată la Iași, în calitate de profesor și cu copii ăștia minunați, mă bucur tare mult că am venit la acest liceu, Octav Băncel, care este superb, n-am fost niciodată aici. Deși am avut mulți colegi de la Iași de-a lungul anilor, dar n-am venit niciodată la voi acasă și mă bucur tare mult. Ai venit cu Young Beats, povestește-mi despre acest ansamblu. Ansamblul Young Beats face parte din programul național de educație muzicală Cantus Mundi, care se sub umbrela Corului Național de Cameră Madrigal. Suntem o clasă de percuție destul de mare, sunt 45 de elevi acolo care învață tainele percuției. Ei, Young Beats, sunt, să zic, cei mai norocoși sau poate cei care muncesc mai mult și alături de care în ultimii 6 ani am tot concertat. Cum îți explici că în ultimii ani fetele sunt atrase de percuție? Vin să studieze percuție mai mult decât o făceau în urmă? Adevărul este că și băieții de la percuție sunt mai frumoși așa de felul lor. Contează, da? Da. Dar ce se întâmplă de toți? Sunteți super atractivi, să zic așa. Ce-au percuționiști? Ne-a transformat, tobele ne-au transformat. Da, nu, e normal în momentul în care se promovează acest lucru că percuția nu este doar gălăgie și nu e despre o duritate, ci de fapt este vorba de o eleganță de a cânta la un instrument, atunci este normal că și numărul fetelor este tot mai mare. Copiii se dezvoltă foarte armonios. Învață să aparțină unui grup, învață să dialogueze, învață să asculte pe celălalt, învață să facă lucruri împreună, își dau seama că atunci când munca de echipă este bine făcută, rezultatele sunt mult mai bune. De fapt, asta este și o problemă a societății din ziua de azi. Dacă acum, nu știu, 15-20 de ani puteam să vorbim de clase care erau echipe, de triburi care erau echipe, astăzi, din păcate, vorbim de celule individuale într-o clasă. Dacă sunt 24 de elevi într-o clasă, sunt 24 de celule care, din păcate, nu sunt interconectate între ele. Iar muzica de percuție, muzica în general, cântatul în cor, cântatul în orchestră, tocmai asta face. Adună la un loc mai multe caractere, tipologii de persoane și le dezvoltă foarte, foarte frumos. Am avut să vă povestesc și astăzi și să nu uităm să-i spunem la mulți ani și micului prinț, care nu mai e chiar atât de mic. Se împlinesc 81 de ani de când a fost publicată această carte, care ne amintește cum nicio altă carte nu o face despre cum se simte de fapt copilăria. Muzica vorbește! V-am pupat!